Bună ziua, dragii mei! Odată cu venirea perioadei reci, noi cei de la Agroland vă oferim o gamă de produse care vă ajută să încălziți adăposturile păsărilor și animalelor dumneavoastră de fermă. Este vorba de lampa cu comutator. După cum se observă, este formată dintr-o durie de ceramică, are o pălărie de tablă și, cel mai important, o protecție care ajută să nu lovească păsările și animalele în bec ca să-l spargă, și un cablu care are 2 metri jumate lungime plus un lanț cu care se poate fixa în tavan deasupra animalelor. Ea se reglează pe înălțime în funcție de talia animalelor, de numărul păsărilor, de exemplu, cu un bec. Această lampă conține și un bec. Un bec de 150 de W se pot încălzi până la 50 de pui. Un bec de 250 de W se pot încălzi până la 100 de pui de găină sau de păsări de fermă. Un lucru sau inima acestei lămpi este becul, care, după cum se observă, are culoarea roșie. Lumina, bineînțeles, este de asemenea roșie și pe suprafața care luminează are și un rol dezinfectant datorită razelor infraroșii. Căldura este dată de putere, un bec de 150 W, după cum am mai spus, încălzește până la 50 de pui. Celălalt de 250 de W consumă într-adevăr mai mult, dar se pot încălzi un număr mai mare de pui. Lămpile sunt de două tipuri, lampa cu comutator, după cum se observă, și lampa fără comutator. Sunt în rest identice, bineînțeles, este o mică diferență de preț, dar comutatorul, părerea mea, își are un rol foarte important în reglarea intensității puterii becului. Deci dacă este prea cald în adăpost, se poate da pe o treaptă inferioară comutatorul și se reduce atunci intensitatea becului și lichita căldurii. Dragilor, folosiți cu încredere aceste produse, deoarece confortul termic, atât pentru păsări cât și pentru animale, este foarte important la dezvoltarea și creșterea acestora. Vă mulțumesc!